mai multe cunoștințe, să avem cât mai multe abilități în ceea ce înseamnă protecția civilă, în ceea ce înseamnă apărarea bunurilor și, bineînțeles, salvarea de vieți omenești. E foarte important ca de la vârste cât mai fragile să ne implicăm în astfel de acțiuni pentru a deveni cetățeni responsabili ai acestui oraș și ai acestei țări. Astăzi, în cadrul zilelor municipiului Roman, vom face premierea câștigătorilor la concursul Viața mea, Apăr Viața, concurs organizat în data de 9 aprilie a acestui an. Etapa pe localitate, liceu și gimnaziu. Așadar, în acest an, mențiune, a ocupat echipajul Liceului Tehnologic cu Vasile Sav, reprezentant Vlad Adrian. Locul 3 a fost obținut de echipajul Colegiului Tehnic Petropolii, reprezentant Matei Dorin. Locul 2 la ediția de 2019 a fost ocupat de echipajul Colegiului Tehnic Petropolii, reprezentant Burlacu Cristi.